Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății sunt alertați de virusul Zika. Epidemia a pornit din America de Sud, iar acum s-au înregistrat cazuri de persoane infestate și în alte state ale lumii. Specialiștii recomandă autorităților din întreaga lume să folosească o gamă variată de insecticide pentru a putea anihila țânțarii purtători de virus. Substanțele care se folosesc pentru dezinsecție trebuie schimbate o dată la șase luni pentru o eficiență sporită. Recomandat este ca în fiecare zona orașului să folosească un alt tip de insecticid care să atace diferit țânțarii. Având în vedere uh, evenimentele produse la nivel mondial datorită infecției cu acest virus, cu virusul Zika, Societatea Română de Microbiologie a emis o alertă uh, și niște recomandări privind măsurile ce s-ar putea lua cu privire la combaterea uh, purtătorului acestui virus, și anume este vorba de țânțarul tigru. Dacă în multe orașe din România primăriile nici măcar nu au încheiate contracte de dezinsecție, Slatina face notă discordantă. Primăria are propriul program de dezinsecție, de ratizare plus tratamente fitosanitare pentru vegetația care trebuie deparazitată în momentul în care vom primi o astfel de recomandare din partea instituțiilor statului cu atribuții în domeniu, vom solicita concesionarului ce se ocupă de dezinsecție și de ratizare să acționeze în consecință. În țarul Tigru, purtătorul virusului se înmulțește rapid și a fost depistat de Institutul Cantacuzino și la noi în țară. Odată contactat, virusul Zika poate produce paralizie la adulți și microcefalie la nou născuți. Foarte important este ca oamenii să folosească în sezonul cald creme și spray-uri antițânțari.